O urmăritoare mă întreabă care este diferența dintre 4D, a patra dimensiune și a treia dimensiune, dimensiunea tridimensională, și cum facem să dispară 3D-ul. O întrebare foarte interesantă, o să răspund la ea. Uh... Și încep cu sfârșitul ei. Cum facem să dispară 3D-ul? 3D-ul nu poate să dispară niciodată. 3D-ul este lumea materială în care tu trăiești circunstanțele actuale așa cum le vezi tu. Ce vrea, de fapt, urmăritoarea mea să știe este cum facem să anulăm ce nu ne convine din realitatea noastră tridimensională, din 3D-ul nostru. Iar asta este un topic mai complex, dar o să încerc să ți-l explic pe scurt. Practic, tu trebuie să înțelegi așa că, repet, lumea există într-o dimensiune mult mai largă decât ceea ce tu poți să percepi cu cele 5 simțuri ale tale. Auzi, văzi, miros, gust, pipăit, da? Noi percepem lumea din afara noastră, o, o trecem prin filtru propriu, prin cele cinci simțuri. Și atunci noi numim asta Realitatea. Dar ce este, de fapt, Realitatea, vei vedea dacă mă urmărești, dacă începi să mă urmărești sau mă urmărești deja de ceva timp, că Realitatea nu este altceva decât un construct și o percepție personală. Fiecare om vede, se uită la un, un, o situație și o traduce diferit în funcție de propriile sale convingeri, percepte, pro, uh, principii, valori uh, și așa mai departe, da? Traume, etc. Și atunci, realitatea nu este uh, neschimbabilă, imuabilă, fixă, rigidă, decât dacă noi o menținem așa. Practic, circunstanțele tale actuale nu sunt fixe, se pot modela oricât de greu pare să crezi lucrul ăsta, aceste circumstanțe au fost create din vechiul tu, din vechea ta identitate și din vechile tale asumții. Practic, tot ceea ce tu ai crezut despre tine că este adevărat și că poți sau nu poți să ai, se întâmplă deja și este realitatea ta. Și o să merg un pic mai profund și o să spun așa. Dacă tu ai fost un copil lăsat singur, un copil abandonat fizic sau emoțional, lăsat să fie poate crescut de altcineva sau care ai crescut într-o familie monoparentală, un singur părinte. Ai tăi poate au fost despărțiți sau trăiau la distanță sau ai pierdut unul dintre părinți a, a decedat și mai departe. Toate aceste lucruri creează o traumă de abandon și creează în copilul care tu ai fost convingerea că. Vei pierde iubirea și vei rămâne singur. A, sau singur, și că a, oamenii te părăsesc, mai ales oamenii pe care tu îi iubești, oamenii dragi. E frica asta, este de fapt o asumție, este o presupunere care a devenit convingere, pentru că ai fost expusă sau expus în mod repetat acelor a acelor experiențe din copilărie, da? Deci, practic, tu poate ai crescut toată viața ta fără mama sau tată. Sau i-ai văzut pe ei tăi certându-se, despărțindu-se și ai, fost, ai, crescut mai mult singur decât cu ei. Sau, da, tot felul de lucruri, să zicem, în jurul rănii de abandon. Această rană de abandon creează despre tine asumția că tu nu ești iubită, că oamenii te părăsesc, că oamenii nu te vor alături și o să rămâi singură. Asumțiile astea tot rulându-le și ne fiind conștientă de ele că le ai, că nu te trezești dimineața și zici o să mă părăsească iubitul, da? Nu vrei tu conștient treaba asta, dar subconștient tu tot ești convinsă că asta se va întâmpla și ajunge să se materializeze gândul ăsta pentru că el este un gând care capătă energie prin repetiție. Are sens până aici. Și atunci, realitatea ta actuală este creată de asumțiile tale predominante, de ceea ce tu crezi, de ceea ce tu gândești că se va întâmpla pentru tine. Ce crezi tu că va face celălalt? A, mă lasă, sigur mă lasă. A, stă pe telefon, sigur vorbește cu altă femeie. A, nu mi-a răspuns la mesaj, nu cred că mă mai vrea. Tot ce vorbești tu și tot ce crezi tu despre el că va face, "Ah, e un player, nu vrea relație, nu vrea să fie uh, așa." El nu poți să am încredere în bărbați, nu poți să am încredere în el sau nu poți să am încredere în femei. De fapt ce cum îl vezi tu pe celălalt, nu e altceva decât o proiecție a identității tale din traumele tale. Dacă tu ai traumă de abandon, e normal să te aștepți ca el să ce, să plece. Dacă tu ai o traumă de respingere în care tu nu te ai simțit dorită, din uh, uter de la mama, da? Poate ți s-a spus, băi, eu nu voiam să te am. Nu eram pregătită să te am. Sau voiam să fii băiat. Sau voiam să fii fată și ești băiat. Ai ieșit băiat. E, aceste traume subconștiente, inconștiente, ajung să aibă un impact foarte mare asupra identității de sine, conceptului tău despre tine și ajung să îți manifeste repetarea lor și tu nu știi că tu o faci. Deci, practic, ca să înțelegi, tu creezi realitatea ta. Doar că tu nu o creezi în mod conștient, tu o creezi în mod inconștient. Iar prin a manifesta de data asta conștient împăcarea cu persoana iubită sau banii sau iubire sau ce vrei tu, noi trebuie să ne dăm seama în primul rând de cum gândim de programele astea și de asumțiile inconștiente și să le schimbăm. Are sens să spun aici. Și atunci, 3D-ul, cum spuneam, este realitatea asta a simțurilor, palpabilă, materială, circumstanțele actuale. 4 d 4D, da, dimensiunea 4D este o dimensiune mai largă, sunt și alte dimensiuni, dar 4D este dimensiunea uh, imaginației. Este dimensiunea conștiinței nelimitate, este dimensiunea unde totul este posibil, unde timpul și spațiul nu este liniar, unde totul se întâmplă în aici și acum, unde nu există trecut, nu există viitor, există doar momentul de acum. E, cum ajungem acolo? Pentru că ne dorim să fim în 4D, să ne poziționăm în 4D mai des, pentru că în 4D lucrurile se întâmplă deja, adică practic dorințele noastre, odată ce le declarăm că suntem gata și le-am primit, ele s-au creat deja. Știți vorba aia din Biblie precum în cer așa și pe pământ? Se referă la faptul că precum în imaginație, precum în conștiința nelimitată, așa și pe pământ, adică așa se va manifesta în 3D. Practic, ceea ce tu îți imaginezi că se poate întâmpla pentru tine, bine sau rău, atenție, dacă stai foarte mult în imaginea aceea mentală, că e vizuală, că e auditivă, că e kinestezică și așa mai departe, se va pogorâ pe pământ, adică se va materializa. Trebuie să știi așa, că, repet, în 4D, în imaginația ta, odată ce tu ai declarat, tu te-ai conectat la dorința ta și o simți ca e îndeplinită, ea devine realitate. Adică ea este gata acolo, în câmpul cuantic, în câmpul de uh, toate posibilitățile. Pentru că asta spune fizica cuantică, toate posibilitățile se întâmplă simultan, da? Acolo deja e gata. În 3D însă va mai dura un pic. Și acum o să întrebi cât durează. Păi durează până subconștientul tău a preluat informația, s-a îmbiba cu ea și o va produce în 3D. Adică până subconștientul tău e convins de noile convingeri și asumții. Practic, să, de exemplu, dacă tu ai crezut toată viața că relațiile tale nu durează și te-ai temut să nu fii părăsită sau înșelată sau nedorită, diferite rând, dar înșelatul are cu trauma de abandon, con uh, conexiune, uh, trădarea, da? Uh, scuză abandonul, părăsirea are legătură cu trauma de abandon, trădarea și înș uh, înșelatul sunt conectate, la fel și uh, a nu fi dorită cu rana de respingere. Deci tu când ai aceste răni, tu le manifestești pe pilot automat până devii conștientă și le anulezi, le vindeci. Le anulezi prin vindecare, prin revizie, prin lucru la identitatea de sine, prin tehnici de manifestare. Adică exact ceea ce eu fac cu clienții mei în Manifestation Academy. Și dacă te interesează o detalii despre Manifestation Academy sau măcar despre metoda cu care eu lucrez în Manifestation Academy, nu ezita să programezi o consultanță gratuită cu un expert consultant din echipă ca să-ți explice. Mai multe detalii despre metodă și despre uh, cum lucrez eu cu clienții mei. Ce pot să spun este că clienții mei și-au transformat viața la 180 de grade: relații, sănătate, financiar, în momentul în care ei s-au reprogramat și și-au vindecat asumțiile astea negative care le tot manifestau numai și numai probleme. Na? Acestea fiind spuse, uh, Asta vreau tu să reții, că dorințele tale sunt deja create, Dumnezeu a terminat de creat lumea, tu doar te conectezi în câmpul cuantic prin imaginație la starea de dorință îndeplinită, după care o persistând în ea devine realitate și o să închei cu un citat de la Neville, Neville Goddard care spunea o asumție, deși la început este falsă, dacă persiști în ea o să devină fapt. Spunem ce părere ai și spunem dacă ai nevoie de ajutor în continuare, lasă-mi un comentariu și revin la tine, te pup și ce alte topicuri te-ar ajuta, despre ce alte subiecte ai vrea să vorbesc și ți-ar fi ție de folos. Ceau, ceau!